sunt Andrada Dan, fondatoarea programelor Fine Love, iar tu urmărești acum Fine Love, locul ideal unde poți afla cum poți să ai dragoste și fericire. Este primul videoclip pe anul acesta, așa că vă urez un an nou plin de bucurii, înțelepciune și multă dragoste. Tema videoclipului de astăzi este de ce este atât de greu să fii iubit și cum poți avea dragostea unui bărbat. Am primit un mesaj foarte frumos, inspirațional de la o urmăritoare pe care am ales să-l public și să răspund printr-un videoclip la acest mesaj. Iată mesajul. Draga Andrada, am dat peste canalul tău de vreo 2 luni și am început să-ți vizionez toate videoclipurile. Tocmai ce fusesem părăsită și căutam cu înfrigorare sfaturi de aplicat cum să îl aduc înapoi pe bărbatul care tocmai mă părăsise și cum să fac să am dragostea lui. Am 29 de ani, sunt pasionată de psihologie și de dezvoltare personală. M-am oprit la canalul tău deoarece videoclipurile tale mi-au răspuns la o tonă de întrebări pe care le aveam. Urmărindu-te, mi-am clarificat multe, am primit răspunsurile pe care le căutam. Am înțeles de ce este atât de greu să fii iubit și am început să întrezăresc cum poți avea dragostea unui bărbat. De aceea îți scriu, rugându-te nu să-mi dai o soluție la cum să fac, ce să-i spun, deoarece urmărindu-te am înțeles că de mine depinde să fac să se întâmple dragostea, funcție de cum mă poziționez eu în lume și în raport cu el, nu neapărat prin acțiunile mele față de un bărbat. Probabil îți scriu multe femei care îți cer soluții, cum să facă, ca tu să le răspunzi, ce să facă și cum să facă. Abia acum am înțeles, urmărind ce împărtășești tu, că nu există o soluție cu X acțiune care determină Z rezultat, ci dacă tu te schimbi, te dezvolți și în consecință alegi diferit. Pentru că mi-a devenit atât de clar că soluțiile le voi găsi doar eu și că eu sunt cea care își trăiește viața și face posibilă dragostea prin ceea ce sunt, gândesc, acționez și aleg, te rog să faci un videoclip așa ca un rezumat la tot ce ai făcut până acum. Nu îți relatez povestea mea de viață și nici nu îți cer un sfat concret. Am înțeles urmărindu-te că eu sunt singura responsabilă și că doar de mine depinde, exact cum expui tu în videoclipurile tale, să-mi schimb viața. Am înțeles că modul în care tu devii este cel care te va conduce către a avea dragostea unui bărbat. Ți-am studiat și programele și mi-am propus să le achiziționez ca obiectiv de creștere anul acesta. Așa că te rog să îmi răspunzi printr-un mesaj general, să-mi intre bine în cap, în interiorul meu, ca un reset de un drum nou, având în vedere că suntem la început de an. De ce este atât de greu să fii iubită și cum să ai dragostea unui bărbat? Vreau să am o imagine clară pe care mi-o rulez în minte non-stop de fiecare dată când cad, când uit de mine. Mai mult, vreau să îmi confirm ceea ce am înțeles deja, parcurgând materialele tale. Vreau să fiu sigură că am înțeles ce trebuie. Îți mulțumesc, Alexandra. Wow! Un mesaj inspirațional. Mi-a făcut o reală plăcere să primesc mesajul Alexandrei, să-l parcurg, deoarece mă bucură când primesc mesaje de la femei care își asumă viața, care sunt determinate să crească și să evolueze, căci cheia în a avea dragostea unui bărbat, în a-ți împlini visele, este să crezi în tine, să nu renunți și să îți dorești să găsești acea cale către bine prin creștere și prin evoluție, iar mesajul Alexandrei denotă din toți porii că a înțeles că pentru a avea dragostea unui bărbat, în primul rând, trebuie să fii tu bine cu tine, să te dezvolți, să crești tu și apoi restul vine de la sine. Mesajul tău, Alexandra, mi-a transmis foarte multă încredere și determinare și de aceea am ales să-l fac public și să punctez, așa cum ai cerut tu, într-o manieră generală, ca un mindset,
pentru fiecare ce face ca dragostea să se întâmple în viața fiecăruia dintre noi și cum poate o femeie să aibă o relație împlinită, cum poate o femeie să aibă dragostea unui bărbat. Și sunt sigură, dragă Alexandra, că vei reuși să ajungi acolo unde îți dorești. Mesajul tău arată că deja ești unde trebuie, continuă să faci ceea ce faci, iar dragostea te va găsi ea pe tine, bărbatul potrivit va apare la momentul potrivit și nu este o problemă de dacă vei avea dragoste și este o chestiune doar de timp. Așa că faci bine ceea ce faci, continuă să mergi pe drumul acesta, căci cu siguranță vei reuși să împlinești ceea ce îți dorești și te felicit. Bravo! Acum voi răspunde la acest mesaj printr-o abordare generală, așa cum mi-ai cerut. Ce face să se întâmple dragostea unui bărbat? În primul și în primul rând, parcurgând mesajul tău, Alexandra, se vede foarte clar, transpiră printre rânduri, prin ceea ce mi-ai descris, prin asumarea responsabilității a ceea ce ești tu și a faptul că, în primul rând, trebuie să fii tu bine cu tine ca să ai dragostea unui bărbat. Se vede clar că ai înțeles blocajul numărul 1 în calea dragostei, care îl întâmpină majoritatea femeilor cu care lucrez și le blochează să aibă dragoste și o relație împlinită și acest blocaj este controlul. Ei bine, nu se poate să controlezi să se întâmple dragostea, nu poți să controlezi să faci un bărbat să te iubească, un anume bărbat. Și exact cum spune și Alexandra mesajul ei, a înțeles că nu este vorba despre acțiunea X sau acțiunea Y care va determina dacă te porți într-un anume mod, dacă îl suni, dacă îl cauți, dacă inițiezi anumite lucruri, dacă faci o anumită strategie, atunci îl vei determina pe el să te caute sau să te iubească. Nu, nici de cum. Când un bărbat va simți control din partea unei femei, el se va retrage. De ce? Pentru că controlul este o trăsătură extrem de masculină, face parte din particularitățile energiei masculine. Energia masculină este despre a face, despre a iniția, despre a controla. Iar abandonul în fața iubirii și trăirea momentului prezent sunt trăsăturile energiei feminine. Energia feminină este despre a te abandona în fața iubirii, este esența energiei creative. Energia feminină este chiar energie creativă, cea care naște totul din neant. Este mister. Copiii apar din neant, noi ne-am născut din neant, universul s-a născut din neant. Energia feminină este haosul, iar energia masculină este ordinea. Important este ca o femeie să aleagă această energie feminină, abandonul în fața iubirii, să stea cu un picior între ordine și dezordine. Ordinea este această energie masculină, să găsești acel balans între feminin și masculin, prin care să știi foarte clar, din perspectiva ordinii, a energiei masculine din viața ta, ce vrei, ce nu vrei, unde vrei să ajungi și, în același timp, să te abandonezi în fața iubirii, având încredere că bărbatul potrivit va apare la momentul potrivit. De ce spun asta? Pentru că un bărbat, când va simți energia feminină a unei femei, va simți că el este liber să fie în prezența ei ceea ce este el. Un bărbat va simți că tu, ca femeie, când te abandonezi așa în fața iubirii, în fața vieții, ești conectată chiar cu viața, în același timp ești bine cu tine, vei emana seninătate, vei emana
căldură, vei emana încredere, ceea ce va atrage magnetic un bărbat. El va fi inspirat de energia ta, de ceea ce eman tu în lume, de siguranță de sine, de calm, de seninătate, de acceptare și își va dori foarte mult prezența ta, va dori să facă parte din viața ta. Cu alte cuvinte, va simți faptul că ai încredere în viață, că viața te iubește și va simți că vrea să pătrundă în viața ta pentru că prezența ta îl atrage foarte mult. El va fi inspirat de ceea ce eman tu și va începe să acționeze cu energia masculină către tine. Astfel că energia controlului nu o să facă niciodată să se întâmple dragostea, indiferent cât de mult te zbați să-l faci să te iubească, să inițiezi, să faci anumite lucruri, să te duci către el, să-i scrii, să-l suni, să-l cauți, să-i faci cadouri, pentru că toate lucrurile acestea au o agenda atașată în spate. La început va fi măgulit, dar apoi dragostea nu se va întâmpla între voi doi. Pentru că un bărbat se îndrăgostește numai dacă se simte bine în prezența ta. El se va simți bine lângă tine dacă și tu te simți bine cu tine. Iar pentru a te simți bine cu tine, în primul rând trebuie să fii bine tu cu tine și nu să fii bine pentru că ai un bărbat în viața ta. Pentru asta este exact ce ne spun și în alte domenii de dezvoltare personală, alți specialiști. Auzim cum terapeuții le spun mamelor, mamele fericite au copii fericiți. Nu este o rețetă minune în parenting, este să fii tu bine cu tine ca mamă și să-ți dorești să ai un copil fericit și atunci dacă tu ești ca mamă fericită și copilul tău va fi fericit. La fel este și în dragoste. În momentul în care ești tu bine cu tine, cu siguranță totul va veni de la sine și vei avea dragostea unui bărbat care să te iubească cel puțin la fel de mult cum te iubești și te prețuiești tu. Ca să răspund acum la cealaltă întrebare a Alexandrei, de ce este atât de greu să fii iubită? Este foarte simplu. În momentul când nu ești bine cu tine, vrei să controlezi să se întâmple dragostea. Când vrei să controlezi să se întâmple dragostea, acționezi din disperare, te agăți, te minimizezi sau ți-e frică de dragoste și o eviți pentru că ți-e frică de abandon. În momentul în care în interiorul tău nu este întregime, nu este siguranță de sine, atunci începi să acționezi greșit, dintr-un loc al neputinței, al fricii, al golului emoțional, iar rezultatul este pe măsură. Așa că pentru a avea dragostea unui bărbat, tot ce ai nevoie este în tine. Soluțiile întotdeauna le vei găsi tu, nu ți le va da nimeni din exteriorul tău și nu te va salva nimeni. Cel mai important lucru este să-ți asumi această poziționare în fața lumii, din abandonare în fața iubirii, dar în același timp având încredere în tine, având puterea la tine, având acel set de standarde în care vrei să fii tratată în relația cu un bărbat și vei avea așa dragostea unui bărbat. În cadrul programelor mele Fine Love, fie că ești într-o relație care nu mai funcționează, fie că ești singură și tocmai ai trecut printr-o despărțire dureroasă sau îți dorești să ai o relație alături de un bărbat bun, vei afla acest mindset, această cale, pașii care te vor purta către a avea o relație împlinită, accesând energia feminină, accesând puterea interioară, starea de bine, calmul, seninătatea, ceea ce te va conduce către a avea dragostea unui bărbat bun. Din păcate, majoritatea dintre noi spunem că am dat orice pentru dragoste, însă din nefericire chiar noi însă ne o îndepărtăm prin acele acțiuni care au la bază controlul, disperarea, agățarea, frica, minimizarea. În cadrul programelor mele Fine Love vei învăța cum să vindeci aceste tipare, în cadrul programului Fine Love vei descoperi dacă ești singură sau ai trecut printr-o despărțire dureroasă și vrei să o iei de la capăt, cum să ai dragostea unui bărbat, iar în cadrul programului Reconnect Love, dacă ești într-o relație cu angajament, dar care s-a deconectat și nu mai funcționează, vei afla cum să-ți reconectezi relația. Click pe detaliile acestor programe în linkul de mai jos.
Acum, la final, vreau să îți mulțumesc că m-ai urmărit. Like și share dacă ți-a plăcut conținutul acestui videoclip. Poate știi pe cineva pe care poți să ajuți cu informațiile pe care le-am împărtășit aici. Și amintește-ți mereu că drumul către dragoste începe întotdeauna cu o relație împlinită în ceea ce te privește pe tine. Pe curând!